determinare nu este un lucru ușor, pe de o parte, pe de altă parte, autoarea noastră își asumă o anumită perspectivă. Am văzut chiar astăzi la târgul de carte câteva lansări și ca niciodată anul acesta, câteva lansări despre Holocaust și despre istoria evreilor. Și nu sunt specialist în domeniu, dar cred că ceea ce are autoarea noastră, cu totul deosebit față de cărțile care se lansează acum și care s-au publicat recent, este perspectiva. Spre deosebire de celelalte cărți despre Holocaust, în care perspectiva este a victimelor. Că avem o lansare cu femeile care au suferit la Auschwitz sau istoria evreilor și istoria unei perioade. Aici avem un călău, de fapt avem doi călăi care povestesc despre ceea ce au trăit ei, despre experiența lor într-un lagăr de exterminare de la Treblinka. Avem așadar nu doar Auschwitz-ul, care este un lagăr cunoscut, în primul rând pentru faptul că el nu a fost tras de pe fața pământului, așa cum a fost tras lagărul Treblinka și alte două în urma operației Rheinkopf. Aici avem o operație și un lagăr care a fost distrus de tot și urmele lui sunt foarte puține. Este și unul dintre argumentele cărții și unul dintre argumentele, spune cheie, cu fotografia aceea când naratoarea la începutul cărții se întreabă de ce părinții mei, de ce tatăl meu a păstrat un argument împotriva lui, de ce a păstrat această fotografie și la sfârșit avem răspunsul. Putem să vorbim despre această carte ca despre un document istoric, doar un document istoric. El nu este doar atât și a doua ipostază ar fi de un roman psihologic. Ca document istoric avem o perspectivă complexă, avem perspectiva celui de sus, avem cineva din turn care vede toată viața lagărului și avem perspectiva unui călău complex care este moroz, al doilea personaj, care vede de jos viața lagărului și avem viața cotidiană a celor trei categorii ale unui lagăr de exterminare. În primul rând, victimele sunt miile, zecile de mii de evrei care sunt duși pe drumul paradisului sau cum se numea calea paradisului, sunt duși spre camera de gazare. Avem categoria călăilor care sunt foarte complexe și autoarea a făcut așa o dovadă de virtuozitate, ne propune o tipologie a tuturor felurilor de călăi care pot exista și se vede și documentarea ei foarte complexă în această zonă. Și a treia categorie o formează așa zisii Hausjuden, sunt bărbații evrei păstrați cărora li s-a promis că familia lor va fi reîntregită dacă vor presta anumite servicii, fiind preferați frizerii, lăcătușii și personajul care iese așa în evidență în carte, Iașa, care este un Goldjuden. Goldjuden este acel personaj care atunci când evreii ajungeau în tabăr, în lagărul acesta de exterminare, el le găsea bijuteriile care erau ascunse în diferite locuri unde un personaj nepregătit nu le-ar fi găsit niciodată. Să vorbim despre cele două perspective și aici aș vrea să remarc și faptul că există o asumare, dincolo de documentarea propriu-zisă, există o asumare a autorului. Întrebarea aceasta sunt oare un călău și o pune nu doar personajul principal, pentru că aici e vorba despre relația tată-fiică. Avem o naratoare care se numește Margarita Kostenko. Ea descoperă la un moment dat că nu este, să zic așa, o fată normală, că este copilul unui călău care a tras în oameni. Perspectiva este una foarte categorică la început și la întrebarea sunt oare un călău, răspunsul este unul așa implacabil și lipsit de ambiguități. Bineînțeles că ești. Ești un călău fără niciun drept la replică. Se ajunge acolo încât personajul își dorește să fi fost dată la orfelinat. Margarita zice, mi-aș fi inventat un tată eroic, aș fi avut dreptul la o minimă demnitate pe care ea, ca fiică de călău, nu îl are. Deci avem o condamnare totală, dar autoarea este mai subtilă. Nu-i place tonul acesta de alb-negru și întregul roman este de fapt o evoluție și am apreciat faptul că dincolo de condamnarea
să zic așa, totală a crimelor care au avut loc în acest lagăr. Există tot felul de nuanțe pe care, în mod normal, noi, dintr-o parte, nu le vedem sau nu suntem dispuși să cunoaștem mai mult. Și aflăm tot felul de situații în care oamenii și într-un asemenea lagăr pot da dovadă de omenie, oamenii încearcă să salveze alți oameni și aici ne referim la cele două personaje. Alioșa, Alexei Costenco, este de fapt un martor. Este un laș care nu se poate opune la crimele pe care le vede, dar nici nu poate să împușche. Nu are cruzimea, nu are duritatea de a trage într-un om. În prima lui zi de lagăr, când a văzut cum o femeie care a încercat să evadeze cu copilul ei a fost împușcată, el a leșinat și a avut noroc de moroz, care a înțeles situația lui. Era un tânăr de 20 de ani care a făcut o pregătire sumară. Și replica lui a fost: eu nu am fost învățat să ucid femei și copii care nu se pot apăra. Că lui a spus trebuie să tragem dușmani, într-un inamic. Ori el n-a văzut în acești oameni nici dușmani, nici inamici.